Președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, s-a arătat surprins că Moldova solicită un aviz al Comisiei pe un proiect de amendament privind legea Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile în care legea a fost deja adoptată de Parlament, dând totuși asigurări că acest aviz va fi eliberat înainte de finele lunii ianuarie în 2020. J'ai entendu que ce projet d'amendement sera adopté aujourd'hui. Et je me suis demandé à quoi ça sert un avis si le projet est adopté. Que cet avis est toujours important parce que on pourra en tenir compte dans l'éventuelle amélioration de la loi qui est adoptée ce matin. În schimb, ministrul Justiției a dat asigurări că toate persoanele vizate cunosc despre urgentarea adoptării acestui proiect de lege. Urgența respectivului proiect de lege a fost explicat membrilor Comisiei de la Veneția, a fost explicat inclusiv altor partenerii Republicii Moldova, deputații le cunosc. Voi vă explica la o eventuală conferință ulterioară. În această ordine de idei, Gianni Buchicchio așteaptă ca reforma justiției să fie făcută transparent. Avec un dialogue constant avec toutes les instances concernées. Et quand je parle d'instances concernées, je pense évidemment aux principaux acteurs, mais aussi à la société civile. Buchicchio s-a aflat într-o vizită de două zile în țara noastră la invitația președintelui Parlamentului Zinaida Greceanu.